Traverse City, Michigan, în lumea automobilului, acolo unde automobilele sunt cel mai adesea acasă, sau acolo unde în urmă cu 50 de ani se produceau 80% dintre toate mașinile care circulau în America. Sigur că America era și atunci, așa cum este și acum, o casă a automobilelor. Și mă bucur să particip la ediția jubiliară cu numărul 50 a acestui eveniment, care atrage deopotrivă producători de automobile, producători de componente, de servicii, de soluții, polițiști, primării, școli de șoferi, pompieri, salvare, facultăți, tot felul. Deci, practic, 80% din industria americană, sau nu, 80% dintre muncitorii americani lucrează în slujba automobilului. Este o cifră foarte mare. America depinde de mașini în foarte, foarte mare măsură. Și am avut ocazia să văd în ce fel America își face acum o chină proprie. Este vorba despre Mexic. Se insistă asupra investițiilor pe care America le va face în afara ei și renunță la China. De fapt, au mobilat China suficient de tare și acum se mută în Mexic și fac și acolo un business american. Se vorbește despre mașini și se testează mașini. Personal am fost invitat la un drive test. N-am condus, dar am fost dus cu mașină autonomă prin Traverse City. Traverse City este un oraș foarte frumos, pe o coastă a unui lac, pe marginea a ceea ce se numește cel mai mare rezervor de apă dulce de pe planetă. Sunt cele 5 lacuri, marile lacuri. Dacă ați citit cărțile cu indieni și cowboy, aici sunt marile lacuri. Ei bine, aici este o așezare umană, nu este deloc aglomerată așa cum este în Europa, dar am fost plimbați cu o mașină care din când în când ne-a condus singură prin trafic. Un trafic mult mai civilizat decât se întâmplă în Europa, respectiv în România. Dar ni s-a arătat cum mașina preia comenzile, face stânga, face dreapta, trece prin semafor și frânează, ia curbele, evită obstacolele. Sunt mașinile pregătite pentru anul 2020, când noi nu vom mai conduce mașini, când vom sta în mașină unul în fața celuilalt și din când în când ne vom uita pe un LCD să vedem pe unde mai suntem. Și la un moment dat mașina ne va spune că am ajuns acasă.